Amir, cele mai importante meciuri ale sezonului, întâlnim CSM Galați, o echipă pe care, să spunem, o cunoaștem. Cum va fi această serie în opinia ta? O cunoaștem mai mult sau mai puțin. Va fi o serie destul de grea, sperăm să fie la fel de bine cum a fost anul trecut seria cu Steaua, să mergem pe o pantă ascendentă, să fie totul exact cum ne dorim noi, să controlăm ambele meciuri, să sperăm că cele trei meciuri. Îmi doresc să avem un parcurs cel puțin la fel de bun ca cel de anul trecut. Cât de mult ar conta să pornim cu un 2-0 la general, având în vedere că jucăm pe teren propriu? Evident, ar fi impecabil. Cât de mult contează suportul fanilor în aceste confruntări? Bineînțeles, fiind primele două meciuri la noi acasă, ar trebui să avem foarte multă susținere din partea fanilor. Sunt cele mai importante două meciuri ale campionatului în momentul de față. Nu se poate să nu avem o sală plină. Trebuie să vină toată lumea la sală și să ne susțină. Despre asta este sportul. La prima vedere, echipa noastră este favorită. Am terminat locul 2 grupa. Jucăm 3 meciuri acasă, dacă se ajunge la o serie de 5 meciuri, să spunem. Cum consideri tu, din punctul acesta de vedere, că vor fi ostilitățile? Cum spuneam mai devreme, expectanțele noastre sunt destul de înaltă, dar să ne bătăm cu apă rece. Suntem pe linia de plutire, încercăm să ajungem în punctul în care ne dorim, pas cu pas. Să luăm fiecare moment al jocului în parte, să respectăm planul jocului, să aducem un plus valoare în apărare clar. Sunt niște etape pe care trebuie să le respectăm. Despre asta este vorba. Unul dintre jucătorii care ai jucat de-a lungul timpului, și la CSM și când era copii, joacă la CSM Galați acum, Alex Berca, cum vezi duelul acesta? Prieten, coleg, etc. Îi doresc numai bine și să joace extraordinar. Nici nu se pune problema. Absolut. Este, cum să spun, fratele meu, între ghilimele, și chiar îmi doresc să aibă niște performanțe nemaipomenite, indiferent că ai juca contra lui sau nu. Nu are nicio legătură, de fiecare dată a fost așa, când ai jucat eu la Cluj, când ai jucat eu la Pitești, când am fost pe la alte echipe, a fost aceeași legătură. Sorry.